Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Blade & Sorcery și zic un nou episod pentru că voi ați mai văzut joculețul ăsta când am făcut episodul ăla în care vă arătam ce poți face cu degetele. Deci efectiv poți să le miști cum vrei tu pe Valve Index și am văzut că v-a plăcut foarte mult și am zis bă, de ce nu, hai să facem un episod dedicat acestui joculeț pentru că am băgat moduri și vreți să vedeți ce fel de moduri am băgat? Ei bine, poți să faci chestia asta! Da, nici mie nu mi-a venit să cred. Poți să ai armele din Minecraft și ustensilele din Minecraft să te bați cu alții. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Vă mulțumesc mult de tot celor care ați apăsat deja butonașul de like și dacă apăsați și de acum vă mulțumesc din suflet. Și da, hai să vă mai arăt ce mai avem pe aici și poate să mergem la bătălie. Deci practic pot să am orice armă din Minecraft. Toporul, deci poți să te uiți la el. Și e ciudat, frate, să mă uit la toporul ăsta în viața reală, dar da, bine, nu e în viața reală, dar mă simt ca și cum aș fi în viața reală pentru că pot să mișc degetele așa. Bun, bineînțeles că nu se putea să nu avem și TNT-ul pentru că da, și o să ne distrăm și cu ăsta. Și am învățat cum pot să controlez armele, de exemplu, pot să fac așa și dacă trag cumva, dacă ăla e blocat acolo, dacă trag cumva așa, îmi intră direct în mână și bam, 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 hai. Bun, hai să mergem la luptă. Mergem în altă parte de data aceasta și o să vedeți voi imediat. Voi selecta o zonă în care nu am mai fost până acum, și anume aceasta. All weapons are available. Bun, deci avem toate armele disponibile, totul este exact cum ar trebui să fie. Uitați-vă ce frumos este aici, este minunat și e ciudat că practic voi mă puteți vedea cum gesticulez eu cu degetele. Deci exact ce fac eu cu degetele în viața reală acum, voi vedeți în joc. Așa că nu uitați să dați acolo un like și acum chiar am arătat like. Și da, ceva de genul să arată frumusețea asta de peisaj în care ne vom bate cu oamenii. Bineînțeles că avem și săbii. Hai să vă mai arăt. Uite, de exemplu, mai avem aici posibilitatea să ne luăm, de exemplu, chestia asta, care e o chestie de mână. Și pa, 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 pa. Bine, poți să ai două dacă vrei. Dar... ia să vedem, stai să vă mai arăt, mai am o grămadă de chestii. Sunt o tonă de moduri. Deci fiți atenți la asta. Take. Nu o să vă vină să credeți ce e chestia asta, deci fiți atenți. Ia uite. Deci ai practic mânușile. Abilitatea lui Wolverine. Și acum dacă vrei, poți să-ți iei și pe mâna cealaltă. Take. Ia fiți atenți voi aici. Hai mă, vină încoace. Trebuie să o prind eu cumva. Așa. Ia uite-le, mă! Ia uite-le, mă! Hai să le testăm! Chiar, hai să le testăm! Voi pune mânușa asta jos. Hai să dăm primul wave să fie easy, pentru că... nu știu dacă vor fi de ăștia foarte complicați. Și... suntem pregătiți de luptă! Hai să vedem din ce parte o să vină. Sunt pregătit! Ia să vedem, domnule! Ia să vedem, domnule! Care vrea să pună cu Wolverine? Mamă, ce senzație ciudată ai! Wow! Dar nu știu de unde vin ăștia, că nu-i văd. Alo? Ia uite-l pe ăla, ia! Fii atent, prietene, tu te pui cu Wolverine! Wow! Mamă, frate! Wow! Wow, wow, wow! Ia uite-l pe ăsta! Prietenă! Bum! Mamă! Băi, băiete, fiți atenți aici. Nu încoace, am dat de masă din greșeală. Bum! Wow, frate! Doar asta încoace. Bum, bum, bum. Vai, vai, vai. Bum. Doar mai încoace. Am pierdut mănușile. Stai jos. Bun, trebuie să mergem să luăm din nou ceva. Rapid, rapid de tot. Ia vino mă, tu încoace. Wow, ia zbura mâna. Vai de capul și de zilele mele, frate. Jocul ăsta este incredibil. Deci este incredibil. Dăm asta încoace. Mai vine cineva? Sper că nu. Și vom testa, bineînțeles, și mănușile. Mănușile, doamne. Vreau să testez alea din Minecraft. Spawn. Dă un coace. O, stai așa că vine Minecraft-ul la tine. Mamă, în cap i-am dat. Ia fi atent. Bum. Frate, dacă îi dai una de-asta, aș... Hai, că acum nu mai ești. Nu mai ești în viață. Bun, fii atent. Mamă, i-a rămas în cap! I-a rămas în ea! Dă-mi alta, repede! A rămas în tine, pichexul! Mamă! Mamă, tăticule! Și ăștia au fost toți, cred că. Dă-mi pichexul înapoi, te rog. Cum e să...
E o senzație foarte ciudat acum, pentru că am două pickaxe-uri. Nu, e greu. E greu de explicat, frate. Deci e foarte, foarte greu de explicat ce senzație ai să faci așa ceva și să poți efectiv să controlezi lumea. Mai aveam parcă, ia stai să văd eu. Ia stai că vă mai arăt eu. Avem o artifoce. Nu știu că chiar o să meargă asta. Adică e doar de formă, oare? Nu dau seama dacă e doar de formă sau nu. Că nu dau seama dacă pot să-i fac ceva să meargă. Dar bănuiesc că habar n-am. Nu mă pricep foarte bine. Bun, asta ce e? E un skulker. E un skulker box. De ce aș avea un skulker box aici? Bun, ce mai avem noi disponibil? Bineînțeles că sabia, frate. Trebuia să folosesc sabia. Pentru că, până la urmă... Vino încoace. Hai să dăm și noi niște inamici mai buni de data aceasta. Dăm aici, stați așa. Că mai am arme în afară de asta, să vi le arăt. Hai să dăm și noi la medium. Asta sunt... a fost very easy. Asta e medium. Și te-ți dau în jos. Medium wave 1. Hai să vedem, mă, frate. Medium. De data asta o să fie medium. Și trebuie să ne și pregătim. Știi ce? Am să mai iau o sabie. Ok. O să fim cu două sabii din Minecraft. Băieți, vă puneți cu omul din Minecraft. Vă puneți cu Steve. Nu vă puneți cu cine trebuie. Mă, ăștia se și feresc, fii atent. Nu vă puneți cu cine trebuie, băieți. Dă-i la picioare. Dă-i la picioare. Dă-i la... Wow. Aia-i. Ăla nu prea îi taie sabia asta din Minecraft. Ok. Atunci vom face altceva. Am încercat să-l tai cu sabia așa, dar n-am reușit. Mă, frate, nu prea așa tăioase sabile astea din Minecraft. Am nevoie de ceva mai bun. Ce aș putea eu să fac rost urgent? TNT-ul. Dă-mi coace. Ouleu, fato! Bă, n-am arme. Bă, nebuno! Vai, mă bateste de nu știu ce cu mine. Am vrut să-i dau cu TNT-ul, frate, dar nu mi-a ieșit faza. Ia de aici că te îndoi. Ia de aici că te îndoi și pe tine. Mai vine unul, frate. Trebuie o armă mult mai bună. Repede. Mă rup pe unul imediat. Da. Dă take încoace. Stai așa, tăticule, că am venit. Mai apăr-o pe asta. Uite-o cât de mare e. Să învârte. Că-ți dau una. Ia asta, mă, că o țin cu două mâini. Stai jos. Bă, ăștia de pe medium sunt mult mai buni. Asta e clar. Sunt foarte, foarte buni. Însă ne descurcăm până la urmă. Aș vrea o katana sau ceva. Sincer să fiu, aș vrea o katana. Să-i feliez. Dar n-am timp să-mi iau, știi? S-a lipit bine. Sper că a fost. Sper că nu mai aveți de gând să veniți. De ce cred eu că atât a fost? Că nu cred că atât a fost. Bun. Sunt pregătit. Care mai vine? Mai vrea cineva bătaie? Mă, băieți. Ia să vedem. Cine mai vrea bătaie? Că acum am și TNT-ul. Vino încoace. Cred că nu mai vine nimeni. Cum e să faci așa cu un TNT, frate? Nu știu dacă pot să-l fac să explodeze. Chiar nu știu. Pot să-l fac să zboare. Dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, hai să apăsăm cu toții butonașul de like, voi număra până la 3 și la 3 să-l apăsăm, bine? Hai să vedem. 1, 2, 3. Like! Sper că ați apăsat și voi și vă mulțumesc mult de tot dacă ați făcut acest lucru. Am să mai schimbăm puțin harta și să încercăm o altă locație. V-am arătat arena, data trecută v-am arătat arena. Hai să vedem asta cum e. Nu le-am încercat nici eu, frate, și sunt curios. Adică, până la urmă, trebuie să vedem mai multe locuri, nu doar unul singur. Aici îmi place, o zonă medievală, așa e fain, frate. Ia uitați-vă ce mișto e. Dar vreau să-mi iau ciocanul lui Thor, frate, să văd ce poate să facă. Pentru că, în principiu, poți să-l arunci și pe aia să mai... și pe aia se întoarce super repede înapoi. Ia, vine înapoi? Ha, mă, vino. Frumos, bun. Alo? Doamne! Nu, deci asta neapărat vrea să stea în mâna mea, ok.
Hai că am înțeles. Bun, hai să ne batem cu el, că vrea neapărat, mă, își dorește neapărat să se bată. Hai, mă, să vedem ce știe ciocanul luptor. Ia să-i dăm aici. O să le dau pe wave-urile very easy, pentru că e super aeră să-ți vină aia pe care... Nu știu, sunt greu de omorât. Unii dintre ei sunt foarte, foarte aiurea de omorât. Așa că, totul e ok. Îi dăm drumul și să vedem de unde o să vină băieții și fetele. Că ăștia sunt răi, mă, ăștia sunt răi. Ia, ești pregătită? Wow! Mă, nu te cred cum s-a dus fata, ești nebun. Fato, te avertizez, am ciocanul lutor. Am ciocanul lutor. Nu cred. Wow! Mă, frate, e prea de tot. Ia-o-t-o pe asta. Fato! Bum! 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 Mamă, frate, câtă forță am! Aulei! Aulei, te iau de gât! Te iau de gât, mă, prieten! Bum! Vino ciocanul cu ce? Mă, frate, ta forță ai cu ciocanul ăsta, ia! Ia uite la ăștia doi, ia! Voi credeți că dacă veniți amândoi, aveți ce să-i faceți cu ciocanul lui Thor? Mă, pe vremea aia, voi vă dați seama că ăștia se bat cu arme de-astea și tu să te bați cu ciocanul lui Thor? Ia! Nu nimeresc în cap, dar fii atent! Aha! Te-ai dus pe jos. Ia stai că vreau să o arunc pe asta în fântână. Ia fata, ia. Hopa! Hai! Jos cu tine, hai! Pa, pa! Wow! M-a urcat-o pe aia în fântână. Mă, tăticule, ce forță are ciocanul ăsta, că nu te cred. Și poți să-l arunci practic unde vrei. Că ați văzut că se lipește de mâna mea. Și pe aia... Uș. Și gândiți-vă că este un mod. Adică ăsta practic... Nu trebuia să fie în joc, ok? Nu este oficial, e făcut de cineva, dar e făcut atât de bine încât... What? Se lipește de mână, frate! Și ideea acum că nu știu cum să mai scot, pentru că orice încerc eu să fac, o să se lipească permanent de mâna mea. Aaa, cazi! Nu mai veni în mână! Și fiți atenți, acum mă întorc cu spatele, ok? Mă întorc cu spatele, am zis, cu spate, pleacă! Oh my god. Da, nu știu cum se descurcă Thor, dacă așa îi face și lui, dacă de fiecare dată trebuie să-i vină înapoi. Cred că s-a blocat acolo, ok, e în regulă dacă s-a blocat, e super bine. Pot să mă bat cu semnul din Minecraft, da. Bine, sunt mult mai multe chestii din Minecraft cu care te poți juca, însă noi nu o să le testăm pe toate. Aș vrea să testez o katana, frate, pentru că o katana chiar n-am testat și cred că îi poate felia în două. Bă, chiar, hai să încercăm două katanauri. Hai să vedem, frate, două katanauri. Da, le țin eu aire. Uite așa. Și v-am dat tot așa un... Nu pot să cred! Deci dacă am altceva în mână, sper că nu-mi vine și ăla în mână, nu? Îmi dă jos armă! Ok. O să avem doar o katana, băieți. Pentru că, efectiv, vrea neapărat să vină în mâna mea. Bun, hai să-i dăm aici start. Ok, hai să vedem ce știe katana asta să facă. Wow, chiar e, nu știu, îi străpunge destul de tare. Oh! Ia te-a căpățâna. Ok, fii atent. Pregătește-te tu. Ia. Mamă! Ua! Poți să faci mișcări de astea așa. Ua! Cum face o ninjelă, o adevărat. Ua! Și bineînțeles că ciocanul vieții. Îți dau la picioare, ai grijă. Ai grijă că îți dau pe la picioare. Bă, mai e vreunul pe aici? Că de obicei le place să vină în grupuri. Ia. Aha. Îi tai mâna. Ce faci acum că nu mai ai armă? A luat-o la fugă, ia. Ce faci, mă, să duce să-și ia armă, fii atent. Ce? Au! Fato, nu fă nebunii! Stai cu minte că vine ciocanul lui Thor! Ok, n-am să folosesc ciocanul, am zis că nu-l folosesc. Ce-a fost asta? Mă, frate! Ce-a fost asta, ești nebun? Deci e prea de tot săbiuța asta. Și... Aia zic! Ia, sări mâna cu totul!
E bună, mă, sabia asta, e bună rău, rău de tot. Deci e chiar super, super șmecheră. Iată, i-a dat cu șutul la fata aia. E moartă pe jos, dar nu trebuie să-i dai cu șutul, ai auzit? Nu, no, nu, no, nu, no, nu fă de astea, stai, putem să vorbim despre chestia asta? Putem să vorbim? Fii atent, l-o sau să-i dau cu, l-o sau să-i dau cu ciocanul. Aia zic, așa. Bă, mi-a plăcut. Mai e persoana aia acolo jos? Cred că e, dar nu știu ce e acolo jos, sunt niște chestii ciudate. Atât a fost cu episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, scrieți-mi în comentarii, spuneți-mi: bă, Max, mai vrem și alte episoade cu Blade & Sorcery, pentru că mi se pare un joc foarte șmecher. Adică, în ce joc, mai ales pe VR, frate, poți să bagi armele din Minecraft sau tool-urile din Minecraft, poți să te bați în acest fel și să testezi ce poate fiecare armă în parte. E... nu știu, e diferit față de orice alt joc pe care l-am mai jucat și cu siguranță cred că merită atenția noastră. Dar da, astăzi cam atât a fost și plănuiesc să mai fac mai multe jocuri în VR pe Valve Index, pentru că se lansează niște jocuri excelent de bune și o să vedeți în zilele ce urmează. Abia aștept, deci abia aștept, o să fie nebunie totală. Dar oricum, până una alta, nu uitați să dați acolo un mare, mare like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!